Salutare și bine v-am regăsit! Clipul de astăzi este dedicat unui telefon special, unul dintre cele mai rapide și bine rătoșite din toate punctele de vedere smartphone-uri pe care le-am testat până la această oră. Este vorba, desigur, despre Huawei Mate 9. Huawei Mate 9 este fără îndoială unul dintre cele mai bine dotate smartphone-uri existente pe piață. Avem ca dotări standard un procesor octa-core Kirin 960, un chip video de ultimă oră Mali G71MP8, 4 GB de RAM și 64 GB memorie onboard, acompaniate de un ecran IPS LCD de 5,9 inch cu o rezoluție Full HD și caracteristici atât de bune încât la o primă vedere și fără să mă uit la specificații, l-am confundat foarte ușor cu un panou AMOLED, coloristica, puterea și uniformitatea iluminării fiind una dintre cele mai bune, în special pentru un ecran IPS de smartphone. De fapt, la dimensiunile acestea, Huawei Mate 9 este ceea ce numim un phablet și, în afară de un stilus, are cam tot ce m-aș fi așteptat personal de la un Samsung Galaxy 7, de exemplu, care a fost retras atât de prematur. Puterea de procesare nu pune niciun fel de problemă, ecranul este luminos cu coloristică și contrast foarte bune, iar difuzoarele sunt capabile să umple o cameră de dimensiuni normale cu un sunet de foarte bună calitate pentru un astfel de dispozitiv. Corpul metalic al Huawei Mate 9 este foarte solid și ușor de ținut în mână, inclusiv dacă aveți mâini de dimensiuni mai mici, deși pentru a răspunde la un e-mail sau a scrie un mesaj este cam musai să-l utilizați cu ambele mâini. Spatele telefonului integrează pe lângă camera cu performanțe impresionante, realizată în colaborare cu binecunoscutul producător de aparatură foto Leica și un senzor de amprentă rapid și de foarte bună calitate și sensibilitate. Adițional, ca de obicei, găsim pe laterale și obișnuitele butoane de power, cel de volum și porturile de alimentare plus cel destinat atașării căștilor. Spuneam că procesorul pentru Huawei Mate 9 este un Kirin 960 fabricat chiar de producătorul smartphone-ului, ce rulează ajutat de 4 GB de RAM, un Android 7.0 ușor modificat cu o interfață specifică Huawei și, deși nu pot spune că am avut ocazia să-l întâlnesc până acum, a reușit să intre rapid în topul preferințelor mele, pe lângă modelele oferite de Qualcomm în seria Snapdragon, având în vedere rapiditatea cu care a trecut prin suita noastră obișnuită de teste, pe care vă invit să o urmărim împreună. Rapiditatea despre care vă spuneam în încărcarea și parcurgerea acestor teste se datorează în parte și procesorului, dar și optimizărilor software pe care Huawei au declarat că le-au făcut în cazul acestui model, optimizări lansate oficial chiar în ziua primei prezențe pe piață a Huawei Mate 9. Personal înclin să-i cred, pentru că rare ori am avut ocazia de a testa un smartphone ce încarcă în general aplicațiile atât de rapid, deși nu am la îndemână nicio metodă prin care să pot testa această afirmație a producătorului, dar pot să confirm în schimb cu certitudine că smartphone-ul oferă una dintre cele mai bune experiențe în utilizare, atât rapiditatea cât și performanța pură fiind ambele pe primul loc. Una dintre cele mai mari puncte forte pe lângă rapiditatea și ușurința în utilizare este pentru Huawei Mate 9 camera, sau mai bine zis camerele principale de pe spate, realizate, așa cum spuneam, în colaborare cu Leica, și care funcționează într-un mod extrem de interesant. Prima cameră, cea de 12 megapixel, capturează imaginile color, în timp ce a doua, de 20 de megapixel, este gândită special pentru a fotografia în modul alb-negru. Ambele camere expun și declanșează aproape instantaneu, rezultatele fiind foarte mulțumitoare, chiar și la interior, unde lumina nu este atât de puternică, aparatul reușind de fiecare dată să expună corect, să redea bine culorile și chiar să captureze de la câțiva centimetri un subiect extrem de redus ca dimensiuni sau să ofere un efect plăcut de profuzime de câmp. Bateria are 4000 de mAh pe Huawei Mate 9 și pot spune cu certitudine că este suficientă pentru întreaga zi de utilizare normală, însă ca orice telefon, rezultatele pot diferi destul de mult în funcție de cum îl utilizezi. Ecranul ar fi în primul rând cel mai mare consumator,
De aceea aș recomanda menținerea modul activ a setării de autoiluminare, ce își face treaba foarte bine, însă în rest, în ciuda dimensiunii și mai ales a performanței de top a combo-ului procesor și chip video, Huawei Mate 9 nu te lasă la greu când ți-e lumea mai dragă, un scenariu de utilizare mixtă, normală, permițând ușor o întreagă zi de lucru. Per total, Huawei Mate 9 este unul dintre telefoanele pe care îl pot recomanda cu drag celor ce și-l doresc. Cel mai probabil are sub carcasa metalică și ecranul protejat de Gorilla Glass 3, un procesor și un chip video sau cantitate de RAM cu mult mai puternice decât veți avea cu adevărat nevoie, iar optimizările software și algoritmii de învățare și optimizare implementate pare de producător, despre care vă spuneam ceva mai devreme, chiar funcționează surprinzător de bine, făcând navigarea prin meniu sau execuția aplicațiilor un task cât se poate de rapid, toate acestea în timp ce bateria reușește să se menține pe poziții și să renunțe la luptă abia după o destul de lungă bătălie la final de zi. Pentru cei interesați de a afla mai multe detalii, teste și mai ales pentru o galerie foto bazată pe scenarii de utilizare normală de zi cu zi, vă invit să urmăriți linkul către review-ul scris pentru Huawei Mate 9 al prietenilor noștri de pe lab501.ro. Iar pentru cei interesați de achiziția modelului prezentat astăzi sau a oricărui alt model de smartphone Huawei și nu numai, vă invit să urmăriți link-urile prezente pe ecranul dumneavoastră sau pe cele din descrierea acestui videoclip. Asta este tot pentru astăzi. Până la viitoare, vă spun ca de obicei, toate cele bune!